Câți am mai rămas? Și iubiți-mă! Câți mai sunt? Am participat în punea cu cel mai mare plăcere, cu cel mai mare drag la întâlnirea cu foșii rușele, care ca să aflu tot ceea ce au realizat frumos pe plan profesional și pe plan familial în viață. Cu cine v-a plăcut cel mai mult? Dar să nu pot participa la această întâlnire, pentru că în ziua de Paști am suferit o operație de ulcer perforat. În fiecare an de Paști aveți o problemă. Am intrat în operație, doctorul i-a spus nepotului meu că nu crede ce mă poate salva. Mm-hmm. Însă eu acolo se pare că am acolo un protector acolo sus, care s-au gândit că nu pot să lipsesc la întâlnirea cu ei. Cineva m-a salvat. N-am lipsit niciodată de la școală și n-am lipsit și nu puteam să lipsesc. Trebuie să le mulțumesc că lor de dacă vreți că trăiesc. Da. Cu jur la mașină. Lor medicilor. Peste 40 de ani. Deci, scuză-mă, vreau să le promiți că peste 5 ani tot trăiești și vii la familie de dacă nu poți să promiți. Promete să nu te virse bujoa. Nu știu dacă pot să promit. Păi n-am revenit la capitalismul de cumetrie. Eu vreau în primul rând să mulțumesc celor, celui sau celor care au ocazionat întâlnirea noastră de suflet. Păi colegii care... Mai ales faptul că au reușit să ne întâlnim aici, în această clădire, unde noi ne-am petrecut jumătate din viață. Și unde fiecare polțișor este pentru noi o amintire. Să mulțumim Ordinului Francescan. Au fost înțelegători. Am participat la 5 întâlniri cu foștii mei elevi, care au avut toate loc în clădirea nouă a liceului. Și a fost singurul lucru mai puțin plăcut din toată atmosfera, pentru că această școală nouă nu mi-e spune nimic. Dar cine a organizat, cine ne-a dat posibilitatea să ne întâlnim, să-l elogiem?